erau, cred, în programul nimănui. Eu am fost surprinsă plăcut, na, cine nu e surprins plăcut, când primește un premiu. Dar ideea este alta. Mi-ar plăcea să fac mult mai mult pentru multiplicarea informației europene. Problema e că sunt singură și trebuie să acopăr o mulțime de chestiuni, nici eu nu știu cum mai fac asta. Și încă un lucru, aș vrea ca și voi să intrați pe paginile europene, pe site-ul Centrului Europe Direct, dar în special pe programele care se referă la tineret. Pe Tineret în Acțiune, Serviciul European de Voluntariat și multe altele, pentru că voi aveți de câștigat pe Erasmus, pe tot felul de, pe, nu știu dacă convenii surprize, dar sunt foarte multe lucruri pe care voi nu le știți, pentru că nu le accesați. Pentru că la școală nimeni nu vi le spune că nu are timp. Dar voi sunteți cei câștigați. Și apropo de voluntariat, vreau să subliniez chestia asta pentru că se uită frecvent. Eu mai scriu, dar și eu uit uneori. Faptul că voi sunteți voluntari într-o activitate, vă dă dreptul să vă treceți acest lucru în CV. Și